ne spune că trebuie să fim uniți prin ceea ce credem și lucrurile de bază. Cineva, mă duc la frații martori. Spune eu să mă duc la frații martori. N-am nimica cu ei. Chiar nimica n-am. Nici un fel de nimica. Păi, de ce te caut? Să văd cum e acolo. Tu te stai acolo și spune-ne Iisus Hristos este Domnul. O dată și a doua oară când te duci să spune, știți, iată Hristos și plață. Așa este, Doamne Iisuse. Așa este, Doamne Iisuse. Ei nu cred lucrul acesta. Și atunci sunt lucruri de bază pe care, dacă le ajungem la un punct esențial, lucruri esențiale pe care Biblia le spune. Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt, mă rog, mântuirea prin Iisus Hristos, justificarea prin Iisus Hristos, revenirea Domnului Iisus Hristos, iad, rai, astea lucruri de bază pe care Biblia ni le prezintă și le crede. Amin, amin. Și astea lucruri esențiale, pentru că sunt și lucruri neesențiale care țin de întrebările. Frate, dar câți copii să facem? Știi chestii de asta? Frate, dai voie să... Frate, Dana zice că... Dar tu ce crezi? Pavel spune, ca să elimine toate discuțiile astea, Pavel spune așa. Cel ce este încredințat de lucru un lucru, să rămână încredințat din mărturii păcat. Dar dacă nu ești încredințat de lucrul acela, e păcat. Adică de ce mai spune la un instrument? Frate, voi să fumezi? Da! Bă, te stai tu de întrebări de astea trebuite. Adică, frate, voi să fumezi? Da, e voie să fumezi. Dar nu-i rău. E rău. E voie să fumezi? Că eu nu te pot opri. E rău că-ți faci și e rău. Pavel zice, nu dați bani pe lucruri care nu îmbracă și nu satură. Că dacă te îmbolnăvești un cancer la plămâni, nu o să te aducă în fața bisericii să ne rugăm pentru șapte de putare. Că e bolnav de cancer la plămâni să mai reducă țigările. Ia iurea. Deci tu trebuie să știi și noi trebuie să știm lucrurile care ne fac rău trupește, să îndepărtăm de ele. Și asta nu e un punct de piedică, sau nu e o piedică ca să putem trăi liber în Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. Amin. La fel de bine putem trăi din lecțiile pe care și v-am mai repetat și v-am mai spus. Din lecția asta dură pe care ne-o dă secolul 21 și lupta care se duce în țările islamice pentru instaurarea statului islamic. E o lecție dură pe care nu știu câți dintre noi suntem conștienți de lucrul acesta, că de fapt e o lecție pentru toată creștinătatea, pentru toată civilizația vestică și pentru toți cei care se numesc creștini. Toți oamenii aceștia creștini care sunt prinși în statul islamic sunt îmbrăcați în hainele la portocalii, puși în genunchi și când le pune cuțitul aici, știi ce-i treaba? Știi ce-i treaba? Ești penticostal, tu ești de-al ortodox, ce ești tu, ca să știm cum să te omorâm? Pentru ei toți sunt la fel. Și asta e cea mai dură lecție pe care o dă Dumnezeu creștinilor să înțeleagă că trebuie să fie una. Pentru că înaintea morții, suntem una. Așa este, Doamne Iisus. Înaintea pericolului, că e o mare creștin, pe ei nu interesează cum te cheamă. Și trebuie să vină ăla, fără Dumnezeu, să ne spună nouă, băi, voi trebuie să fiți una în Hristos. Pentru că asta și-a dorit Hristos, de fapt. Amin? Amin. Dumnezeu ne dă o lecție dură și trebuie să înțelegeți și voi din toate lucrurile astea să mai lăsați un pic garda jos cu privire la tot felul de judecăți. Pe care aveți unii față de alții cu tot felul de judecăți care Doamne aveți ajută. În privința asta. Pentru că Domnul, până la urmă, caută să ne prindă în această unitate a dragostei sale. Pentru că misiunea Bisericii pe Pământ, și vreau să vă spun că totdeauna să vă spun cu asta, este ca să salveze oameni. M-ați înțeles? Amin. Ați fost mântuiți, Hristos, ce mergeți în toată lumea. Ce? Biserici, Doamne, ne trebuie bani, nu mă interesează, pentru că aveți bani de ce de misiune. Bilete de avion, bilete de tren, bilete de vapor, un trai stă în spate și du-te ca să-i salvezi pe ceilalți. Că biserici, nu avem noi nevoie de așa ceva, să ne mântuiască clădirile în sine. Da? Ascultam o pildă a cuiva care a spus că un copil de indian s-a pierdut în iar baia mare a norților costat de la mea până seara și nu mă găsit niciun copil și când a doua zi nimica și la un moment dat îi vine la unul ideea, zice, haideți să ne luăm toți de mână și să mergem așa, de mână, cât ține lanul ăla de treste, de ce-o fi fost, și o să-l găsim până la urmă. Și l-au găsit, mor de foame
și de sete și-a fost prea presimță. Adică, dacă vă luați toți de mână, toți creștinii din Europa, care sunteți creștini sau care sunteți creștini, și porniți de mână așa un cu altul, e imposibil să mai scape vreunul de mână. Amin? Amin. E imposibil să mai scape vreunul de mână, pentru că nu are cum să scape. Pas cu pas, fiecare, fii foarte atent la cel din stânga, la cel din dreapta. Și asta e dorința pe care Domnul Iisus Hristos, de fapt, sunt sigur că o are, să vii să fie. Amin. Dar pentru noi, foarte mult, cum să spun, foarte comod și foarte lejer, las că face altul, las că face altul și altul își face partea lui. Dar într-un zi, Dumnezeu te-a întrebat bine cu partea ta, care ți-ai făcut? Doamne, am fost observator. Adică am văzut ce e bine și ce nu e bine. Am constatat, am tăcut că eu nu mă bag în treaba asta, că nu-i treaba mea să mă bag. Și uite-ți aici talentul, îl dau înapoi. Nu l-am folosit, n-am avut nevoie de lucru, că știu că lupta e astfel, decât să-l pierd mai bine, nu. Da? Și suntem foarte comuni. Și Domnul Iisus Hristos vine și ne provoacă la luptă, pentru că Biserica lui Hristos este o organizație divină-umană care, de fapt, a câștigat războiul acesta spiritual care se duce între Dumnezeu și între diavolul. Amin. Amin, amin. Biserica lui Hristos a fost și este și va fi întotdeauna biruitoare, pentru că Hristos a biruit. Amin, amin, amin. Da? Înțelegem lucrul ăsta. Hristos a biruit moartea și toată biruința Domnului Iisus Hristos se răsfrânge asupra bisericii. Dacă creierul e sănătos, spuneau medicii mai de mult în antichitate, există o legătură foarte interesantă între creier și trup. Dacă psihic e sănătos și corpul e sănătos. Amin? Amin. Psihosomatic. Amin. Este psihosomatic. Este psiho și trup. Există foarte mare diferență, foarte mare legătură între asta. Dacă Hristos e capul și noi suntem trupul, dacă El e sănătos și biruitor, o să fii și fii sănătos și biruitor. De aceea, în zona aceasta, vreau să vă încurajez să vă dau câțiva pași. Să găsiți biserica adevărată a Domnului Iisus Hristos. Amin. Trei versete din Scriptura să vă citesc. Hotărârea o să luați voi. Că poate încă n-ați găsit-o. Poate încă căutați. Poate încă și eu caut. Caut să mă raportez foarte, foarte tare la Scriptura. Spune cuvântul Domnului aici. Apocalipsa, capitolul 23, versetul 18. Mărturisesc că oricui aude cuvintele prorocei din cartea aceasta, că dacă va adăuga cineva la ele, Dumnezeu îi va adăuga urgile scrise în cartea aceasta. Și dacă va scoate cineva cuvintele cărții acestei prorocii, îi va scoate Dumnezeu partea lui de la pomul vieții din cetatea sfântă scrise în cartea aceasta. Amin. Primul lucru după care poți să te raportezi dacă biserica e ceea ce dorește Hristos, este dacă biserica se raportează la cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Du-te la un preot ortodox și spune-i: Părinte, noastră mai practicați vorbirea în limbi, mai practicați stăruința pentru Duhul Sfânt. Să spună care a fost atunci. Mai departe, dar botezul care îi cu mâini la el și clar spune Biblia că îi mărturisirea unui curget curat. Dacă cuvintele pe care le găsești la oameni, la liderii spirituali, nu corespund cu Scriptura, e o problemă. Du-te la un avocat și spune problema care o știi ce face primul lucru. Ia legea și spune, conform codului, ta-ta-ta-ta-ta, asta, 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 ți-i pedeapsa, întoarce, da, putem găsi o variantă care, asta, asta, asta. Și legiuitorul îți ia codul penal și îți spune care sunt riscurile și care sunt șansele să ieși bine. M-ați înțeles? Du-te la legiuitor, la preot, pentru că preotul sau este un îndrumător spre Hristos. Amin? Amin. E un pedagog, dacă vreți să înțelegeți. Preotul e un pedagog, un îndrumător spre Hristos și puteți spune-i: Părinte, nu înțeleg treaba asta, arată-mi din Biblie. Și dacă o să te ia cu povești care sunt în afara Scripturii, spune-i să le spună altora, nu ție. Amin? Amin. Foarte important să te intereseze. De partea pământească ne interesează foarte tare. Unde ne sunt proprietățile? Unde ne sunt
drepturile, ce drepturi avem, nu, ne interesează foarte tare. Dar partea asta sufletească o lăsăm așa oarecum la îndemâna altora. Nu-ți lăsa sufletul la îndemâna nimănui. Caută să-ți pui prima dată sufletul ăla. Vorbesc pentru toată lumea și pentru cei creștini și pentru cei necreștini, pentru că sunt sigur că sunt oameni creștini botezați care nu deschid Biblia cu lunile. Frații, cu lunile. Citeam, căuta Ioan. După Ioan și dădea la pagine de aici, la începutul Bibliei. Bă, o să ține Biblia întoarsă. Mă gândeam. Pentru că caută pe Ioan la vârf, să-mi spun când văd, frate, la spate. Evanghelia după Ioan, nu cărțile lui Moise. Au văzut totul, dar trebuie citit Biblia. Da? Deci, raportează-te sau caută biserica care se raportează la Cuvântul lui Dumnezeu și în care găsești răspunsuri în Cuvântul lui Dumnezeu, nu sfaturi omenești, nu experiențe omenești, nu sfaturile altora. Ce spune Biblia despre problema mea? Ai răspuns, pastore, ai răspuns, slujitor al Domnului, știi ceva despre asta? Și află răspunsurile pe care Dumnezeu vrea să le afle, să fie Domnul. Vreau să spun că al doilea punct pe care, după care o biserică este autentică a lui Iisus Hristos, este felul în care se raportează la Iisus Hristos. Și lucrul acesta l-am atins în predică și vreau să vi-l repet acum, pentru că în epistola Apostolului Ioan, în capitolul 1 Ioan, în capitolul 2, spune Apostolul Ioan câteva lucruri frumoase și vreau să vi le citesc. De fapt, Ioan are așa o revelație în epistolele sale care atacă tot timpul personalitatea Domnului Iisus Hristos și divinitatea Domnului Iisus Hristos și vrea să le prezinte oamenilor și spune în 2:22 ce este mincinosul dacă nu cel ce tăgăduiește că Iisus este Hristosul? Acela este Anticristul care tăgăduiește pe Tatăl pe Fiul. Foarte clar spuneam. Îl tăgăduiește pe Tatăl și pe Fiul. Și unii vin și zic așa. Tatăl este Fiul și Fiul este Tatăl și de fapt Tatăl era Fiul, dar de fapt și o combinație de asta. Adică Iisus, când a venit pe Pământ, a dezbrăcat haina de Tată și a făcut treaba aici pe Pământ cu mântuirea cu asta și a îmbrăcat haina de Tatăl înapoi și s-a dus în cer. Și asta zic unii. Dar Ioan vine și zice, nu-i adevărat lucrul ăsta. Cine tăgăduiește pe Tatăl și pe Fiul. Adică n-ai cum să fiu și Fiul și Tatăl în același timp. Eu am cum să fiu și Fiul și Tatăl în același timp. Pentru că sunt Fiul Tatălui meu și sunt Tatăl copilului meu. Dar mai intervine cu o persoană și atunci nu-s două care să... E o chestie tare interesantă. Ce spun ei? Și Ioan vine și zice, acela este Anticristul care îl tăgăduiește pe Iisus Hristos ca Fiul lui Dumnezeu. Și asta e o altă discuție, voi știți, și am mai discutat pe tema asta legat de persoana Domnului Iisus Hristos, separată de Tatăl și separată de Duhul Sfânt. Înțelegeți voi? Adică Dumnezeu, Tatăl este Tatăl, Fiul este Fiul și Duhul Sfânt este Duhul Sfânt. Tatăl niciodată nu-i Duhul Sfânt, Fiul niciodată nu-i Tatăl, Fiul nu-i niciodată Duhul Sfânt și Duhul Sfânt niciodată Fiul. Ați înțeles? Niciodată nu se întâmplă lucrul acesta. Pentru că Iisus Hristos spune foarte clar. Mă duc la Tatăl și vă voi trimite un alt mântuitor și textul în limba greacă spune un Atos Paracletos, un altul de aceeași putere și de aceeași autoritate ca și mine. Amin? Amin. Amin? Amin, amin. Și El va fi cu voi și voi în viața și cu viața. Amin, amin. Mai departe, Apostolul Ioan și spune, cine păzește cuvintele mele și mă iubește, pe acea Tatăl îl iubește și El și noi, și noi vom merge la El și vom locui împreună cu El. Deci amin. E o chestie pe care nu putem explica noi cu mintea noastră omenească. Pentru că Dumnezeu este suveran peste toate lucrurile, slăvit să fie Domnul. Amin. Cum tu încaudă-ți biserica care pune Biblia ca și carte de căpățâi. Înțelegi? Fii curios să-l întrebi pe pastorul tău, pe preotul tău, pe, nu știu, pe slujitorul bisericii, pe oricine ar fi el. Pastor, ai o problemă, uite ce se întâmplă. Dăm răspuns din Biblie. S-ar putea să nu știm toate lucrurile din Biblie. Dar ne rugăm lui Dumnezeu. Pentru că ele există aici, să fie Domnul. Amin, amin. Caută biserica care pune pe Iisus Hristos.
Hristos în centru. Amin. În centru activității spirituale, stării și binecuvânta să fie Dumnezeu. Amin. Și caută biserica care are atitudine bună față de mântuire. Și este o singură atitudine față de mântuire și vreau să vă citesc Efeseni. În Efeseni Apostolul Pavel are un verset foarte frumos care elimină orice ce fel de poveste care a auzit-o de la bunica, de la străbunica, care au venit în îngerașul meu și nu știu ce au făcut. Și spune în Efeseni în capitolul 2 cu versetul 8 căci prin har ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude. Amin. Nimeni. Amin, amin. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Amin, Doamne, adică mântuirea este sigură. Dar știi ce? Mai trebuie să aduci pentru sufletul lui mama ta care a murit nu știu când. Nește colăcei să stea să exclus. Dacă mama ta nu și-a rezolvat problema cât a trăit, noapte bună și drum bun în veșnicia care s-a pregătit-o. Amin? Nu mai există altă variantă. Pavel vine foarte clar și spune, este un dar al lui Dumnezeu mântuirea voastră. Nu mai trebuie să adăugați nimic, nu mai trebuie să faceți nimic, să-L primiți ca dar. Amin, 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 amin. Și biserica care pe lângă mântuire și pe lângă harul acesta minunat pe care îi dă Domnul Iisus, îi dă Dumnezeu Tatăl prin Domnul Iisus Hristos mai pune și altceva și zice, dar trebuie să mai faci și cu tare. Dar trebuie să mai faci și cu tare. Doamne, ai milă de ei. Și lasă și acolo vreo 2 lei. Mai vină în România, mai de la fă niște câteva de lapidări. Mai fură de la banii europei, mai construiește o autostradă, mai înjumătățește materialul și mai construiește o biserică și chestii de astea de combinații. Dumnezeu nu are nicio treabă cu ele. Amin, amin. M-ați înțeles? Dacă mântuirea l-ai primit-o, păstrează-o și trăiește curat. Amin. Doamne, ajută-ne la unul fiecare, Iisuse. De asta vă încurajez să înțelegeți că în finalul alergării noastre pe pământ, care pentru unii mai aproape și pentru alții mai departe. Amin. Apostolul Pavel vine și spune un verset foarte frumos și ăsta trebuie să vă colozească pe noi. V-am spus toate lucrurile, spune Pavel, cu privire la mântuirea voastră. Ați înțeles? Pavel spune, v-am spus toate lucrurile. Nu lipsește nimic. Și o să deschideți pagina de pe Facebook și o să zic pe cineva. Oh, să vedeți lucruri tainice ascunse, pe care numai aia la Vatican știu. Pe care numai nu știu niște ceva strămoși care de-a nu știu care prin Israel știu secretele și taina vieții. Fals. Pavel zice, l-am cunoscut pe el, am cunoscut puterea învierii lui. Amin. Părtășia suferințelor. Amin. L-am cunoscut pe el care este viață și Dumnezeu. El sunt calea și viața. Deci dacă ați mai auzit, s-a mai auzit pe cineva că o descoperit nu știu ce despre Hristos. Fals, anatema. Puneți paranteză și dați ignor la pagina. Pentru că nu, nu mai este nimic de descoperit. Amin. Pentru că n-ar fi corect să fie încă ceva de descoperit. Știți de ce? Cei care au murit înaintea noastră și n-au avut parte de acea descoperire, ce se întâmplă cu ei? V-a spus întrebarea. Este ceva nou acum, mă rog, se descoperă care mai trebuie pentru mântuire. Și cel care a murit ieri ce face? Merge în iad? Hristos zice, asta e vina de star. Amin? Amin. Șerfa Domnului Iisus Hristos. Amin, amin, amin. De aici încolo. Dați până vară în împărăția cerului, că amin. Nu mai este nimic de descoperit. Amin. Ați înțeles? Nu amin. Mai este nimic de căutat în plus. Amin. Singurul lucru pe care mai trebuie să-l cauți este cel din stânga și cel din dreapta ca să fie mântuit. Amin. Rest, nu mai e nimic de căutat. Amin, de amin. Cu Hristos. Caută ce este pierdut. Și Dumnezeu să te binecuvinteze. Amin. De ce vă încurajez în seara aceasta? Dați mâna unul cu altul, faceți un rând mare și pași mărunți ca să puteți să-i salvați pe toți fără să fie Domnul. Amin. 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 Haideți să ne ridicăm în picioare. Glorie ție, Iisuse. Să așeze în mintea noastră și mintea noastră prioritățile care sunt în viața noastră spirituală. Să știți că aveți pentru ce lupta, să știți că aveți pentru ce suferi, pentru că și Hristos a suferit într-un fel sau altul sufletește sau trupește. Cred că până la urmă
un verset care spune atât de dur, zice Domnul Iisus Hristos, până când vă voi suferi? Când le vedea necredința, când le vedea felul superficial de a trăi și de a înțelege că Dumnezeu, Domnul zice că a suspinat în Duhul lui și a zis, până când o să vă supăr neam necredincios? E voi care știți ce trebuie să faceți, mai vă lăsați încă, da, e o suferință a Domnului în sensul că ne dorește cu celor este. Amin! Haideți să ne rugăm în această seară înaintea Domnului, ca Dumnezeu să ne binecuvinteze cu inimă bună. Amin, Doamne Iisuse! Valoarea pe care Domnul Iisus Hristos a spus-o noi să înțelegem faptul că Scriptura este autoritară. Amin! Iisus Hristos este în centrul ei și în centrul vieții noastre spirituale și că pe lângă mântuirea pe care a dat-o El, nu mai există nimic de făcut. Amin, amin. Să ne binecuvinteze. Amin.